Vă salut, numele meu este Vladimir și bine ați venit pe canalul meu de YouTube. Astăzi vreau să vă arăt o sculă foarte faină pe care am luat-o acum de la Lidl. Vreau să vă arăt niște trucuri pe care le puteți face cu un astfel de echer și cu acest echer de genul acesta, care americanii zic square. Acest echer, care are mai multe funcții, este boloboc. Este chiar de 90 de grade, e chiar de 45 de grade, se poate desface cu totul, se face ca liniar, nu o să-l desfac pentru că se bagă foarte greu înapoi. Nu, eu ce obțin o să-l folosesc ca și liniar, dar prin asta puteți să o faceți. Și cea mai faină chestie pentru care eu l-am luat este ca să îl găuresc. I-am făcut aceste două găuri pentru două dimensiuni diferite de creion. Am profitat de faptul că este reglabil și adică este reglabil în felul acesta și se poate strânge aici și devine fix pentru a trasa o linie lungă, cât de lungă vrei tu, pe o scândură sau pe orice altceva, când vrei să trasezi o chestie lungă, să faci un leaț, de exemplu, sau știu eu ce, vrei să faci o chestie în lungime să tai. Și atunci, ca să trasezi acest lucru, e foarte greu cu orice altceva. Trebuie să măsori în mai multe puncte, aici, 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 și după aceea să tragi o linie dreaptă cu un dreptar, cu o chestie dreaptă sau cu un șubler sau cu un liniar lung sau din punct în punct. Iar cu acest echer, apropo, acest creion de pe AliExpress sau Temu, nu mai știu, e nota 10. Adică am avut și de la Yato creioane standard de tâmplărie și așa mai departe. Niciunul nu m-a mulțumit așa de mult ca și acesta. Are și această ascuțitoare pentru vârf. Dacă vreți să fie foarte ascuțit, ascuțiți și îl faceți cu vârf. Iar asta este o mină obișnuită, mai groasă, nu știu de cât este exact, dar minele le-am luat tot de pe Temu sau cred că de pe Temu e acesta. Vreo 20 de lei parcă, ceva de genul ăsta sau acolo. Cred că 20 de lei cu tot cu un set de mine. Și momentan nu am lucrat foarte mult cu el, dar nu l-am terminat. L-am, cred că, de jumătate de an. Bun. Acum, dacă sunteți mai profesionist, cu siguranță puteți trasa o linie de genul acesta. Eu nu sunt profesionist, dar acolo, bine, am avut aici niște, mi s-a lovit degetul aici, puteți trasa o linie de genul acesta cu mâna liberă, folosindu-vă de degete pentru margine, ajutându-vă de margine și de degete pentru a trasa o linie cât de cât dreaptă. Cu cât e mai depărtată linia, cu atât e mai greu să faci o poziție cumva. Nu e o linie foarte dreaptă. Nu se vede foarte bine pe cameră, dar cu acest echer pur și simplu o să fac o linie aproape de linia mea. Aici puteți să faceți gara unde vreți. Eu am făcut-o aici fix în drept cu 2 ca să calculez dacă vreau să măsor ceva scad 2 și am mui direct aici așa și duc trasez exact, folosesc și ca liniar. Sau puteți să o trageți, numai că e foarte greu, ori la 1, ori aici am făcut linia asta aici ca să fie cât mai aproape de margine, ca să am cât mai mare echerul. Apoi mi-a părut rău, am procedat așa, trebuia să trag la 1 și eventual la 2, la 1,5 sau 2 sau... Da, la 1 și la 2 trebuia să le fac, așa le-aș face, dacă le-aș face din nou găurile, în momentul ăla nu m-am gândit. Ok, hai să vă arăt. Asta e metoda de care vă ziceam. Puteți, ăsta se poate, așa cum am tras eu la 2 cm, cam până la 26 cm se poate trage, minus 2, deci am 24 cm lățime, pot să trag, să trasez așa o linie. Acum, în afară de funcția asta, bineînțeles, îl puteți folosi ca și echier, în modul normal, pur și simplu așa,
și să folosiți să trasați o linie, că e așa, că e așa. Și de asemenea puteți să-l folosiți ca șecher de 45 de grade pentru a trasa o linie de, bineînțeles, 45 de grade. Mi-e greu ca să se vadă pe cameră și ce fac și am făcut cu mâna stângă, eu fiind dreptaci. Ok, și acum am să vă prezint, bun, mai o chestie care se poate face cu acest echier, pentru care această margine are aici este mai gros decât un echier standard din tablă, din acelea obișnuite, dar și cu un echier din a poate reușiți, vreau să vă arăt un trick interesant. Să tăiați scândura. Aici am să vă arăt atât cu echierul ăsta, cât și cu celălalt. Pun aici pe linia aceasta ferestrăul, pregătesc și aduc echierul în poziția asta. Se poate folosi atât din poziția asta, cât și din poziția asta altă. Acum fiecare cum e comod sau care parte știi tu că latura care știi tu că o ai dreaptă. Și atunci biguielul îl fixez, dai un pic înapoi și avem o tăietură perfect dreaptă ajutându-ne de acest echier. La fel se poate face și la 45 de grade tăietura folosind așa echierul și tăind la 45 de grade. Sau folosindu-se la gradele care doriți, pivotând cu el aici. Ai 10 grade față de 90 de grade, deci la 10 grade, nu față de 90 de grade, avem 80 de grade. Poftim. Mă rog, trasezi linia cum vrei tu să o trasezi. O fac așa aproximativ. Și am tăiat la 80 de grade. La fel se poate folosi și un echier obișnuit sau acesta de care v-am zis. Avantajul acesta este că e un pic mai mare. Dezavantajul e că nu e la fel de stabil ca și acela. S-a agățat apărătoarea. Linie perfect dreaptă. Bun. Trecem la următoarea sculă de genul echier, foarte interesantă, luată tot de pe Temu, cu vreo 18-20 de lei, este din aluminiu. Din păcate, eu când am luat, nu știu cum mi-arăta cumva că scrie, eu am avut impresia să scrie și în centimetri, din câte am înțeles eu când am făcut comanda, se pare că e doar în inci. În fine, sunt echiere de genul acesta. De obicei sunt de 7 inci și de 14 inci, dacă nu mă înșel. Ele având nu știu câți centimetri, calculați voi. 17 sau cât are ăsta centimetri. 17, 18 aproape centimetri, 17 jumate cât are. Iar varianta mai lungă e dublu. Adică există două tipuri din câte am văzut aceste echiere, două lungimi, două mărimi. Și cu acesta... De asemenea, se poate tăia cu circularul, eu îl folosesc cel mai mult de asta pentru că e și mai gros decât echierul pe care tocmai ce l-am achiziționat, oricum nu-l aveam. Dar o chestie foarte faină la el. Bun, odată că poți să trasezi așa la, bineînțeles, normal, el fiind scurt, vedeți, nu mi-ajunge la fel de mult, trebuie să iau varianta mai lungă. Și la 45 de grade, am să fac linia lângă aceasta, să putem verifica că sunt 45 de grade. Bun, pe lângă chestia asta, echierul ăsta e un echier care nu se prea folosește în România. Am ajutat americanilor, pentru ei este indispensabil, care lucrează în tâmplărie. Acum, n-am văzut în România pe nimeni care să facă un material despre acest echier. Ăsta este cel mai banal
v-am zis, există echere și de la Milwaukee, există tot felul de echere de 70, 80, 100 de lei și așa mai departe, care au inclusiv aici așa anumite gradații cu care puteți să faceți exact ce v-am arătat cu acele echere de la Parkside. În niște puncte, are foarte multe puncte aici așa și bagi creionul și trasezi cu el așa. Poți găsi unghiuri cu el. Asta e partea foarte faină și acum ca să vă arăt, aveți aici așa chestie care scrie pivot. Și din acest unghi măsurați aici așa ce corespunde cu linia aceasta. Haideți că am să, de fapt, lăsăm așa cum l-am pus ca să puteți verifica mai ușor. Ce corespunde aici cu linia aceasta, acestea sunt gradele. Deci în momentul când îl ridicăm așa, aici așa avem 10 grade, 20 de grade, 30, 45 de grade, da? Acum am să vă arăt. Aici avem 45 de grade. Deci îl pun aici așa în punctul acesta și veți vedea aici așa că sunt la 45 de grade. Trag linia și va corespunde cu cele 45 de grade pe care le-am trasat cu celelalte două echere standard. V-am arătat numai ca să vedeți că se potrivesc gradele de aici. Iar acum, folosim acest pivot. Deci aici așa avem 90 de grade, da? Și atunci, dacă vrem să trasăm ceva de 20 de grade, da? Am trasat linia aceasta, înseamnă că avem 20 de grade. Dar unde avem 20 de grade? Aici avem 20 de grade. 20 de grade. Iar bucata aceasta de aici așa, de aici până aici este 90 de grade. Rezultă că acesta va fi de 70 de grade. Deci dacă vrem să facem un unghi care să fie de 70 de grade aici, sau de ați înțeles ideea. Din punctul ăsta îl pun la 60 de grade. Aia înseamnă că va avea 60 de grade aici. Înseamnă că ăsta e de 60 de grade și ăsta e de 30 de grade. Deci 60, avem aici așa un unghi de 30 de grade. Deci totul va se ia în față de linia aceasta de 90 de grade și ce vă dă aici, vă dă de fapt aici unghiul acesta. Și scadeți diferența și aflați cât e acolo, dacă doriți să faceți, să tăiați acolo. De asemenea, se poate afla un unghi folosind un boloboc. Deci o să vă dau un exemplu așa. Să zicem că acesta este un acoperiș și vreți să vedeți la ce înclinație, ce unghi are acoperișul. Puneți pur și simplu echerul așa, să fie pivotul aici, puneți bolobocul, opa, așa. Puneți bolobocul să stea, să fie în boloboc echerul, la așa și atunci unghiul de aici, ce vă scrie aici așa, va fi exact unghiul pe care îl căutați, 11 grade aproximativ. Deci acest acoperiș, dacă zicem că ăsta ar fi un acoperiș, ar avea 11 grade înclinație față de planul drept. Înclinația acestuia ar fi 11 grade. Ok, cam atât. Am vrut să vă arăt eu în clipul meu de astăzi. Niște scule ieftine care vă pot fi foarte de folos și pe care eu le folosesc și mi se par indispensabile când vrei să faci o chestie, a lucra cu lemn. Bineînțeles, nu în toate situațiile, nu în toate lucrurile cu lemn ai nevoie de aceste scule, doar că în anumite situații sunt foarte utile. Acesta în special mi se pare util în orice situație, indiferent că vrei să tai o grindă, vrei să tai absolut orice, drept folosești această sculă, petea mult mai drept, mult mai ca lumea decât cu mâna liberă sau scânduri sau chestii, scânduri sau grinzi care vrei să le îndrepți la un capăt. Mi se pare că n-ai cum să nu folosești aceste scule. Vă mulțumesc că m-ați urmărit și dacă doriți să mă urmăriți în continuare, puteți da un subscribe și
clopoțelul pentru a fi notificați cu ce postez în continuare. Vă doresc o zi bună!